Seria de acuzații pe care Florentin Pandel a făcut-o la adresa lui Marcel Ciolacu și altor colegi de partid ar putea să fie fatală Gabrielei Firea. Victor Ciutacu, colegul meu, a analizat toate aceste informații, toate aceste declarații și ne spune ce scenariu este pregătit acum fostului ministru al familiei. Planurile de mărire politică ale Gabrielei Firea apar să se înfundat. Nu că ar fi stat grozav în ecuația momentului, dimpotrivă. Însă recitalul maraton, televizat în direct al soțului ei, era tot ce mai lipsea în povestea asta rocambolescă. De tirul la foc automat al lui Florin Pandele n-a scăpat nimeni, de la Marcel Ciolacu și până la reporterii de teren care au călcat pe fâșia edilului de voluntari, trecând prin mogulii de presă și colegii de partid a ilustrei sale consoarte. Numai că insistența sa de a chema procurorii acasă și la primărie s-ar putea, spre surprinderea lui, să ducă la îngroparea definitivă a carierei politice a soției și să primească un răspuns pozitiv. Și s-ar putea ca domnul Pandele să se trezească cu oamenii negru pe peluza din fața casei. Tocmai amestecul ăsta sulfuros familie politică, bazat pe cumetrii și subordonări administrative, e un bun punct de pornire în orice anchetă de gen. Iar o eventuală chemare la DNA a Gabrielei Firea, cu defilarea ei prin fața camerelor de luat vederi și eventual solicitarea ridicării imunității ei parlamentare în vederea arestării, ar constitui lovitura finală și capătul unei cariere politice fulminante. Mai ales dacă în filmul de prost gust regizat deja de păpușarii din umbră, aflați în tabăra adversă celei care susține cuplul din voluntari, s-ar adăuga, pentru condimentare și antren, încătușarea festivă și demonstrativă a lui Florin Pandele, fie și pentru o singură noapte în uralele scelerate ale reziștilor. Am spus și am scris acum vreo două săptămâni că Gabriela Firea, din preună cu grupul de interese și cumetrie din jurul soțului său, e și subiectul și obiectul unei execuții politice. Toate datele converg către asta. Trebuie să fii orb să nu vezi. Spre ghinionul ei însă, din orgoliu, din încăpățânare, din ambiție sau cu speranța că va reuși să întoarcă soarta meciului în favoarea ei, habar n-am de ce, a refuzat să facă la momentul oportun pasul în spate. Și asta i-a înfuriat călăii, care nu se mai opresc.